Încă din perioada sărbătorilor pascale, severinenii au avut parte de vești bune. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin este în scenariul verde. Această decizie a fost luată după ce rata de infectare a scăzut sub 1,5 la 1000 de locuitori. Rata de infectare în municipiul Drobeta-Turnu-Severin a scăzut semnificativ. Severinenii au petrecut Paștele în scenariul verde. Totodată, la nivelul județului Mehedinți au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 12 cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și nici o persoană decedată. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 7 mai, este următoarea. 869 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 127 persoane se află internate în spitalele suport COVID din județ. 172 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 17 persoane și au fost înregistrate 3 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 0,89. În scenariul verde, restaurantele și cafenelele sunt deschise în interior, fără a depăși 50% din capacitate, între orele 6-22. De asemenea, sunt deschise cinematografele, instituțiile de spectacole și concerte cu participarea publicului până la 50% din capacitate. Aceeași regulă este valabilă și pentru sălile de jocuri de noroc.